Salutare, sunt Florina Găzdaru și vă invit să urmăriți cele mai importante titluri ale ediției. Din cei aproximativ 8.900 de șomeri care erau înregistrați pentru indemnizație la finele primului semestru al acestui an la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea, peste 7.000 nu mai beneficiază de aceste servicii. Potrivit statisticii, cei mai puțini șomeri neindemnizați sunt cei cu studii superioare. La fel ca și în cazul celorlalte categorii de șomeri, statul acordă subvenții și facilități angajaților absolvenților de învățământ superior. Această subvenție constă în efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ, al cărui scop este acela de a facilita accesul absolvenților de învățământ superior pe piața muncii, de a le asigura șansa de a dobândi experiență atât de solicitată la primul loc de muncă și adaptarea la cerințele practice ale locului de muncă ales. Perioada de desfășurare se face în baza unui program de activități aprobat de angajator, în schimbul unui salariu, în baza unui contract de muncă și a contractului de stagiu și sub îndrumarea unui mentor. Evaluarea perioadei de stagiatură se va sfârși cu o promovare finalizată cu un certificat semnat de angajator, care confirmă astfel că perioada de stagiatură constituie vechime în muncă. Nepromovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unei adeverințe prin care se recunoaște efectuarea stagiului. Ambele documente, certificat sau adeverință, vor fi vizate de ITM-ul a cărui rază teritorială își are sediul angajatorul. Potrivit legii, salariul de bază al stagiarului este negociat între părți pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore în medie pe săptămână. Angajatorii care încheie un contract de stagiu primesc lunar, la cerere, din bugetul asiguratorilor de șomaj pe perioada derulării contractului de stagiu, pentru acel stagiar o sumă egală de 1,5 ori valoarea ISR în limita fondurilor alocate cu această destinație. În situația în care contractul individual de muncă încetează la inițiativa angajatorului, anterior date prevăzute în contractul de stagiu, acesta este obligat să restituie AJUFM-ului sumele încasate de la bugetul asiguratorilor pentru șomaj pentru respectivul stagiar, plus dobânda de referință a BNR la data încetării raportului de muncă. Micii comercianți particulari care își vând marfa în piețe sunt de acum obligați să-și înregistreze produsele la Direcția Sanitar-Veterinară. Potrivit unei legi impuse de Uniunea Europeană, persoanele care doresc să își vândă mărfurile alimentare produse în gospodăriile personale sunt nevoiți să prezinte controlorilor Direcției de Sănătate Veterinară actele care atestă siguranța mărfurilor. Aceste măsuri sunt luate în interesul cumpărătorului pentru siguranța sanitar-igienică a produselor de consum și prevenirea toxinfecțiilor alimentare. Accesul micilor producători în spațiile special amenajate din piețe se poate face numai pe baza atestatului de producător și a documentului de înregistrare eliberat de DSVSA. Deținătorii de animale din sectorul gospodăriilor populației, care valorifică pentru consum public lapte sau produse lactate, vor avea în mod obligatoriu asupra lor documentul de înregistrare sanitară veterinară eliberat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru siguranța alimentelor Bacău. În prezent sunt atestați 459 de producători particulari în evidențele controlorilor veterinari, iar în perioada următoare s-au anunțat controle mai dese și serioase în piețele agroalimentare demarate prin intermediul reprezentanților subdiviziunilor aferente unităților Direcției Sanitare Veterinare de care aparțin comercianții. De acum, țăranii nu mai au voie să își expună marfa pe stradă sau pe tarabe care nu au posibilitatea să asigure o temperatură de păstrare corespunzătoare sau în alte locuri neconforme standardelor, unde igiena lasă de dorit. Dacă facem referire la produse perisabile și ne referim aici la ouă, produse lactate, preparate din carne, există riscul ca acestea să nu fi fost depozitate corespunzător pe perioada transportului până la comercializare, persoanele care le manipulează să nu fie sănătoase, iar toate aceste aspecte pot duce la îmbolnăvirea consumatorilor. Cele mai frecvente afecțiuni posibile în aceste situații sunt afecțiuni digestive, care au ca simptome grețurile, bărsăturile și diareea. Riscul major este pentru grupele de vârstă extreme, copii și persoane vârstnice, dar și pentru restul persoanelor care au boli asociate. Date ale cercetărilor medicale arată că ouăle, spre exemplu, devin periculoase pentru consum atunci când nu sunt păstrate la o temperatură optimă, sub 20 de grade Celsius, iar în halele în care majoritatea comercianților ambulanți își vând marfa, fie ea și bio, temperaturile în sezonul cald depășesc cu mult aceste valori.
Pentru a-și putea vinde produsele în conformitate cu prevederile în vigoare, țăranii trebuie să prezinte atestatul de producător, actul de identitate, carnetul de sănătate a acestuia sau fișa de aptitudine a producătorului, precum și carnetul de sănătate al animalului de la care au fost obținute produsele primare. Pentru elevii din comuna Fitionești, anul școlar a început în unități de învățământ moderne, dotate cu mobilier și materiale didactice noi. Toate școlile din comună au fost complet reabilitate și modernizate. Proiectul a constat în reabilitarea, consolidarea, modernizarea și extinderea celor două școli cu clasele 1-4 din satele Pisc și Mănăstioara, extinderea infrastructurii aferente școlii cu clasele 1-8 Fitionești, a sălii de sport și a bibliotecii. Valoarea totală a investiției este de peste 5 milioane de lei. Primarul Iordache Cazacu le-a cerut dascălilor, părinților și elevilor să se implice mai mult, în așa fel încât nivelul actului educațional să se ridice. Școlile care au fost reabilitate în cadrul proiectului Reabilitare, Modernizare, Extindere și Echipare a Infrastructurii de Învățământ Școlar, Comuna Fitionești, Județul Vrancea. Elevii comunei Fitionești încep noul an școlar în școli moderne, dotate cu echipament didactic nou, mobilier nou, fiecare școală în parte are sală de sport și echipament aferent, grupuri sanitare, apă caldă și apă rece, supraveghere video, inclusiv terenuri de sport. La școala generală cu clasele 5-8 Fitionești există o sală de sport modernă cu vestiare și grupuri sanitare în incintă, inclusiv cabinet medical. Nu există copii mai buni sau mai puțin buni, cadre didactice mai bune sau mai puțin bune, părinți mai buni sau mai puțin buni, ci există interes mai mult sau mai puțin, implicare mai mult sau mai puțin din partea tuturor. Trebuie sudată legătura dintre părinte, elev și profesor și atunci rezultatele vor apărea imediat. În urmă cu 45 de ani, Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a vizitat județul Bacău și s-a arătat încântat de opera Oamenilor Muncii. În 1970, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a traversat județul cu elicopterul între marile obiective industriale și a mers cu un IMS bine păzit de militari. Bineînțeles că a fost primit cu mare fast și sărbătoare. Vizita sa a fost una de muncă, liderul comunist trecând pe la cele mai importante fabrici și rafinării de la acea vreme, care funcționau, iar producția era în floare. Poate cea mai importantă vizită a președintelui socialist a fost la combinatul avicol Bacău. Aici s-a întâlnit cu directorul Petru Plăcintă, inginer zootehnist, care a avut marea șansă să fie trimis de regim în Canada, de unde România a importat liniile pure de hibrizi la păsări plătite în aur. Vizita oficială a lui Nicolae Ceaușescu în 1970 s-a încheiat în municipiul Bacău cu discursuri și aplauzele generale ale băcăuanilor. Săptămâna Europeană a Mobilității este organizată în fiecare an în perioada 16-22 septembrie. Obiectivul acesteia este de a încuraja autoritățile locale să promoveze și să adopte măsuri de transport durabil și de a invita locuitorii să testeze alternativele transportului cu autoturismul. Proiectul Push and Pull are ca scop îmbunătățirea mobilității urbane prin combinarea măsurilor de gestionare a parcărilor și de management al mobilității. Prin introducerea parcărilor plătite, creșterea taxelor de parcare, reducerea sau restricționarea ofertei de parcare sau implementarea de măsuri asemănătoare, șoferii vor fi determinați să utilizeze modalități de transport mai durabile. În același timp, veniturile generate din gestionarea parcărilor pot fi folosite drept stimul în promovarea variantelor alternative de transport, atrăgând astfel utilizatorii spre transportul public, mersul pe jos sau pe bicicletă și către alte moduri mai puțin poluante, zgomotoase și nu în ultimul rând mult mai sănătoase. Acesta este mecanismul central de funcționare al proiectului. Spun că la ora actuală primăria încearcă să găsească modalitatea optimă pentru a gestiona sistemele de parcare din Bacău. Lucrăm pentru promovarea unei hotărâri de consiliu local care să asigure o folosire mai judicioasă a spațiilor de parcare, în principal în ceea ce privește spațiile de parcare rezidențiale. Trebuie să vă spun că operația nu este atât de simplă cum pare la prima vedere, pentru că ridică niște aspecte importante din punct de vedere social, pentru că dacă plecăm de la premisa că Bacăul este un oraș deschis, în momentul în care vor exista parcări rezidențiale, practic cu plată, practic niciun vizitator nu va mai putea găsi un loc de parcare decât în partea centrală a orașului.
Băcăuanii sunt așteptați mâine, începând cu ora 10, în zona centrală a municipiului Bacău, între clădirea fostei biblioteci centrale și clădirea oficiului județean de poștă numărul 1, să participe la proiectul În oraș fără mașină, susținut de primăria municipiului Bacău, prin intermediul programului Push and Pull. În cadrul activității se vor desfășura întreceri sportive, alergări, concursuri de desen pe asfalt, gimnastică în aer liber și multe altele. Timp de 4 zile, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș a fost gazda etapei finale a concursurilor serviciilor profesioniste. Această competiție a făcut parte din programul de acțiuni pentru sărbătorirea a 167 de ani de la Bătălia din Dealul Spinării. Etapa finală a concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, ediția Timiș 2015, s-a desfășurat pe stadionul Dan Păltinișanu din municipiul Timișoara și la detașamentul de pompieri Lugoj. Lupta pentru titlul de campioni s-a desfășurat între echipele reprezentative ale inspectoratelor pentru situații de urgență Bacău, Suceava, Iași, Neamț, Botoșani, Argeș, Tulcea, Bihor, Timiș, Sibiu, Călăraș și ISU București-Ielfov. Echipa inspectoratului Major Constantin Iene al județului Bacău s-a calificat din oficiu la finala pe țară a celor mai buni pompieri după ce anul trecut a câștigat această competiție. După cele 4 zile de concurs, încărcate de emoții și încordare, au fost desemnați învingătorii care au obținut cei mai buni timpi la probele de foc, scara de fereastră, pista cu obstacole de 100 de metri, ștafeta 4 x 100 de metri și realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă. Intervenția la motopompă ISU Bacău a făcut din nou record național de 22,07 secunde. Locul 1 a fost ocupat de ISU Călăraș, locul 2 de ISU Iași și locul 3 de ISU Bacău. În anii precedenți, 2010, 2012, 2013 și 2014, pompierii băcăoani au câștigat cupa transmisibilă Capitan Pavel Zăgănescu, precum și titlul de campionii României. Învingătorii au fost recompensați cu premii, diplome și cupe. Vă prezentăm în continuare prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore, precum și alte informații pe scurt. Aici punem punct jurnalului de astăzi. Echipa EuroTV vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară liniștită. La revedere!